Așa că, cine știe, eu personal voi pune cap la cap toate aspectele astea pozitive și toate cele negative, le voi pune cumva în balanță, iar dacă aceasta va arăta bine din punct de vedere risk-reward, atunci probabil voi considera să achiziționez din nou acțiuni. Salutare fraților, suntem la al treilea episod din seria clipurilor lunare în care luăm 2-3 companii aflate în respectiva lună la 52-week low, adică cel mai ieftin preț din ultimul an. V-am mai explicat în clipurile recente cu analizele pe industrie la acel criteriu de performanță a prețului acțiunii că pe lângă faptul că vrem companii aflate la 52-week low, vrem în același timp ca acestea să nu se afle într-o continuă cădere de zeci de ani, cam așa de exemplu, caz în care se află de o veșnicie la 52-week low. Așa că azi avem două companii și amândouă au randamente între 65 și 75% pe ultimii 5 ani, chiar și după scăderile recente, aflându-se evident ambele la minimul ultimului an. După cum știți, încerc să aleg companii diferite de fiecare dată, atât ca investiție cât și ca business, iar astăzi vom avea așa, o companie ce oferă dividend din sectorul healthcare și una ce nu plătește dividend, o companie high growth, care surprinzător, după calculele mele, este aflată la un preț fair în acest moment. No, dacă te-am convins, nu mai rămâne decât să rămâi cu mine pentru următoarele câteva minute, iar ca de obicei, dacă investești pe bursă și dorești acces la nenumărate analize făcute de noi în baza de date Reinvest, analize pe care nu le vei găsi absolut nicăieri, te poți abona pe YouTube Membership sau Patreon, nivelul King Investor, pe lângă asta o să primești acces și la grupurile private de Telegram și, ce să zic, nu mai zic nimic, hai să-i dăm drumul la treabă. Prima companie, aceea din sectorul healthcare, este ResMed, ticker RMD, o companie de care probabil nu ai auzit, dar care, după cum vei vedea, are un business interesant și poate fi și o posibilă investiție interesantă. Produsele ResMed sunt folosite de pacienți profesioniști din domeniul sănătății și facilități medicale din întreaga lume. Sunt specializați în dezvoltarea, producția și distribuția de echipamente medicale legate de tulburările de somn și afecțiunile respiratorii. A fost fondată în 1989 și are sediul central în San Diego, California. Și după cum spuneam, dacă ne uităm pe ultimul an, ResMed, evident, se poate vedea clar că este la cel mai mic preț. S-a aflat constant în jurul valorii de 200 și ceva de dolari, în acest moment ne aflăm la 179, dar la fel, după cum spuneam, dacă ne uităm pe ultimii 5 ani, aceștia, chiar și după această scădere, încă au un randament de 68%. Acum, această scădere, din punctul meu de vedere, nu e justificată, de aceea vă ziceam că poate fi o investiție interesantă. Avem creșteri de 18% year over year în încasări și o asemenea scădere pentru un miss în EPS și o scădere de un punct procentual în gross margin mă face să cred că nu e justificată, după cum ziceam. Iar mai jos, în ultimul raport emis de către companie, avem rezultatele financiare, dar pentru asta ne vom muta în fișierul din baza de date Reinvest, unde am inclus deja și acest ultim quarter și vă pot arăta mult mai pe larg cum arată compania din punct de vedere financiar. Și practic, ce vedem aici? Avem creșteri în încasări, liniare, constante, 12% în medie în ultimii 5 ani, payout-ul dividendului constant undeva sub 50%. Apoi, ce mi-a plăcut mie foarte mult, pe acest grafic vedem numărul acțiunilor într-o ușoară creștere în ultimii 5 ani cu aproximativ 0,48% în medie, dar având în vedere valoarea extremă la care s-a aflat mai mereu această companie, nu mă deranjează absolut deloc. Din punct de vedere al datoriilor, vedem pe acest grafic datorii nete în valoare de 643 de milioane în 2021, în 2022 s-au dublat până la 1,3 miliarde. Dacă mergem mai jos și ne uităm pe linia de total debt, la fel vedem 900 de milioane în 2021, în 2022 aproximativ 1,5 miliarde, cu o poziție cash constant undeva la 200 și ceva de milioane. Dar chiar dacă datoriile în ultima perioadă s-au dublat, încă se află la un nivel ok, avem un net debt to EBITDA de 1, aș dori să văd acest metric sub 3. Practic, ce înseamnă asta? La datorii nete de 1,3 miliarde, compania generează 1,3 miliarde în EBITDA, deci nu e deloc o mare problemă. La fel, dacă ne uităm la toate pasivele, pe termen lung, acestea ar putea fi achitate din media free cash flow pe ultimii 5 ani, în aproximativ 3,7 ani, din nou foarte ok. Estimările pentru următorii ani sunt foarte ok, creșteri de două cifre în EPS, high double digit în revenue, iar prețul corect calculat de mine este undeva la 112 dolari, încă destul de jos față de unde ne aflăm în acest moment
aproape 180 de dolari. Am aici toate cele 5 metode folosite. După cum vedem, cel mai mic preț fair este la DCF Perpetual Growth, undeva la 80 de dolari doar. Asta se poate întâmpla în general din două motive: ori avem o companie încărcată de datorii cu un enterprise value mult sub market cap, acest model ține cont de poziția cash a companiei și de totalul datoriilor, ceea ce la această companie, după cum am văzut, nu e cazul, nu este o companie încărcată de datorii. Ori se poate întâmpla din cauza că au un free cash flow yield extrem de mic, deci practic generează destul de puțin cash în raport cu evaluarea la care se află. Vedem asta și aici, avem un price to free cash flow de 45 în acest moment, cu media la 64. Însă totodată, fiind o companie care arată bine din multe puncte de vedere, dacă ne uităm pe tabul risk, avem un ROI invest risk score de 12, undeva la mijloc, avem un return on invested capital în medie în ultimii 3 ani la 17%, în ultimele 12 luni la fel, așadar un business eficient pentru care probabil va trebui să plătim un premiu. Prețul meu corect, după cum spuneam, este undeva la 112 dolari, însă dacă ne uităm pe corelații, la EPS o zonă bună ar fi undeva, să zicem, la 160 de dolari. La free cash flow avem o oarecare volatilitate, iar dacă ne uităm la vânzări, la un price to revenue de 5,5, o zonă bună la fel ar fi undeva la 160 de dolari. Deci nu foarte departe de prețul la care ne aflăm acum, cu o valoare intrinsecă în jurul valorii de 112 dolari. Dacă ai fi dispus să plătești un premium pentru această companie, probabil un preț destul de ok la care aș putea începe să construiesc o poziție ar fi undeva aproape de 160 de dolari, adică nu foarte departe de prețul curent de 180. Deci, în concluzie, mie personal îmi place ce văd, îmi plac produsele, îmi place diversificarea pe care o au, financiarele sunt foarte ok, e o companie interesantă, nu este încă la un preț interesant, dar se apropie de zona aia, posibil să fie o oportunitate, deoarece, după cum ziceam, scăderea aia de 20% într-o zi mie mi se pare exagerată. Trecem acum la compania numărul 2, care este Etsy. O platformă de e-commerce care se concentrează pe bunuri lucrate manual, a fost fondată în 2005, Etsy a devenit o platformă online populară, în mare parte pentru produsele unice. Platforma permite persoanelor fizice și micilor afaceri să-și creeze propriile magazine virtuale, prezentând o gamă largă de produse, inclusiv bijuterii lucrate manual, îmbrăcăminte, artă, decorațiuni interioare și obiecte vechi. Aceeași chestie și la Etsy, dacă ne uităm la prețul pe un an, vedem, se află la cel mai jos punct, 76 de dolari. Pe la începutul anului 2023 se afla aproape de 150. Avem așadar o scădere din maximul atins în ultimul an de aproximativ 50%, dar dacă ne uităm pe ultimii 5 ani, Etsy încă are un randament de 64%. Am aici și raportul emis de Etsy pe Q2 2023. Unul din motivele pentru care în ultima vreme prețul acțiunilor Etsy a avut de suferit este acesta de aici: creșterile super accelerate în active buyers, cumpărătorii activi de pe platformă au încetinit mult sau cam plafonat, să zic așa. Vedem aceste creșteri spectaculoase în 2020 și 2021, apoi 2022 și 2023 cumva doar au stagnat. Iar al doilea motiv pentru care au scăzut atât de mult și imediat vi-l arăt și pe al treilea, identificat de mine, ambele fiind mai recente, mergem în fișierul Etsy din baza de date, creat și updatat recent. Din nou și la această companie avem creșteri foarte bune în venituri, dacă în 2013 Etsy genera 125 de milioane în încasări, în prezent în ultimele 12 luni au generat aproximativ 2,6 miliarde. După cum vedem pe aceste două grafice, acesta și acesta, avem coloanele verzi, net income, o companie până mai de curând profitabilă, însă recent au raportat pierderi, la fel și pe acest grafic unde avem EPS, un EPS diluat în 2018 la 61 de cenți, 2019 76, 2020 undeva la 2,5 dolari, 2021 3,3 dolari, creșteri foarte bune, iar recent au raportat un EPS diluat de minus 5,7 dolari. Ăsta e primul lucru care mie îmi sare în ochi și voi vrea evident să văd de ce. Pentru asta mergem pe Seeking Alpha, avem compania Etsy, mergem pe Financials. Nu uitați că aveți link în descriere pe care, dacă îl folosiți să cumpărați un abonament Seeking Alpha Premium, puteți susține acest canal și pe noi să ne continuăm activitatea. Bun, și haideți să vedem de ce până mai de curând Etsy raporta profit net, iar acum pierderi. Avem așadar aici profitul brut, în care nu vedem
nicio schimbare, operating income aproximativ la fel, însă dacă mergem mai jos la net income, vedem și aici aceste două valori pe 2022 și ultimele 12 luni negative, în mare parte din cauza acestei linii EBT, Earnings Before Taxes, including unusual items, adică incluzând tranzacții neobișnuite. De ce s-a întâmplat asta? Păi mergem pe statementul cash flow, unde teoretic acestea ar trebui adăugate înapoi dacă nu sunt tranzacții cash și vedem aici această linie asset write-down and restructuring costs, ceea ce înseamnă că este ceva nerecurent, probabil o achiziție scumpă făcută de Etsy și acum trecută la pierderi. De aceea v-am spus de multe ori că achizițiile făcute de o companie creează incertitudine și în majoritatea cazurilor sunt achiziții proaste care duc compania în această situație, raportând pe termen scurt pierderi. Un alt lucru neobișnuit care îmi mai sare în ochi aici, de obicei la aceste companii nu vedem datorii foarte mari, însă la Etsy avem pe cardul CDSX la toate cele 3 puncte de la datorii, metricul net debt to EBITDA a atins deja un punct critic, trecând ușor peste 3. Mergem mai jos și vedem pe linia de total debt. În 2020 aveam 1,1 miliarde în total debt, totalul datoriilor. În 2021 acestea mai mult decât s-au dublat până la 2,4 miliarde, cam la același nivel ne aflăm și acum. Avem o poziție cash de 1 miliard. Așadar, datorii nete în valoare de 1,3 miliarde. Și dacă tocmai au trecut o achiziție la pierderi, după cum am văzut, de ce să nu se împrumute și să mai facă încă una? Acesta este motivul pentru care datoriile au crescut, au achiziționat businessul Depop, la fel o platformă de marketplace în industria fashion pentru aproximativ 1,6 miliarde. Acum, eu am avut în trecut acțiuni Etsy, vedeam multă valoare în compania asta și în acțiunile sale, le-am vândut când o luase razna totul iar și când am auzit și de această achiziție, fiind o companie care crește accelerat, dacă te plafonezi și ai nevoie să schimbi modelul și să crești prin achiziții scumpe, e unul din motivele pentru care poți alege să vinzi, un motiv care practic îți schimbă teza investițională. Dar cine știe, poate această achiziție va fi una benefică și eu în continuare cred că Etsy este un business bun, au marje destul de ridicate, undeva la 25-30% din încasări sunt convertite în free cash flow, datoriile chiar și după ce au crescut mult recent nu cred că se află încă la un nivel de speriat, nu cu poziția cash pe care încă o au, iar toți factorii ăștia negativi au dus prețul acțiunii într-o zonă, zic eu, bună. Deoarece am calculat un preț fair folosind 4 metode, DCF, Exit Multiple, Perpetual Growth Multiple și Graham Formula. După cum vedem, avem o valoare intrinsecă la fiecare dintre cele 4 metode relativ apropiată. Cumulându-le pe toate cu aceeași probabilitate de 25% pentru fiecare, avem o valoare intrinsecă pentru Etsy la 83 de dolari. În acest moment ne aflăm la 76. Și am uitat să vă spun ceva, faptul că Etsy a început să recumpere acțiuni din 2022, adică chiar din perioada când prețul a fost destul de jos, de la începutul anului 2022 acesta a scăzut până la minimul de 72 de dolari, până la jumătatea anului 2022, apoi din nou a început să urce ușor. Pentru a vedea asta mergem în raportul 10Q și vedem aici prețul mediu la care au recumpărat acțiunile, nu e foarte rău, 122 de dolari până în martie 2023, apoi până în iunie 2023 au mai recumpărat la un preț mediu de 94 de dolari. Este un lucru foarte bun și care s-ar putea să conteze mult în evoluția acțiunilor pe termen lung. Așa că, cine știe, eu personal voi pune cap la cap toate aspectele astea pozitive și toate cele negative, le voi pune cumva în balanță, iar dacă aceasta va arăta bine din punct de vedere risk-reward, atunci probabil voi considera să achiziționez din nou acțiuni Etsy. Un lucru pe care vă sfătuiesc să-l faceți și voi. Eu zic că v-am arătat încă o dată cum se analizează o companie. Dacă dorești să susții munca din spatele conținutului pe care eu îl creez, te aștept pe YouTube Join sau Patreon, ai primul link din descriere. Îți poți deschide un cont la eToro, depui minim 100 de dolari și cumperi ce vrei tu, al doilea link din descriere, sau îți poți achiziționa un abonament premium Seeking Alpha, al treilea link din descriere, sau pur și simplu poți dona orice sumă dorești folosind PayPal, Revolut sau Buy Me a Coffee, ai și pentru astea link-uri acolo. Trebuie să vă spun că o astfel de comunitate și un astfel de canal necesită extrem de multă muncă, așa că voi sunteți singurii care puteți susține activitatea celor ce muncesc zi de zi pentru a aduce plus valoare comunității Roinvest. Îți las aici și clipurile trecute de genul celui de azi, dacă încă nu le-ai văzut, iar până data viitoare, eu am fost Claudiu, te salut, la revedere!